Am avut jocuri politice care au făcut mult rău învățământului românesc. Rezultatele le vedem astăzi și ne mirăm de ele. Pentru noi era simplu să ne asumăm un joc politic, însă am decis să nu o facem. Mi-am asumat ca ministerul să creeze cadrul normativ potrivit, care, spre deosebire de o decizie pur politică, a necesitat timp, a durat mai mult, dar sunt convins că efectele vor rezista în timp, dincolo de mandatul meu. Repet, consider că este în obligația ministerului să creeze un cadru normativ corect și predictibil. Iar acest cadru nu l-am avut până acum. Am avut un dublu standard despre ce facem în legătură cu doctoranzii sau doctorii oameni politici și toți ceilalți nu implicați în politică. Și așa ceva nu trebuie să continue. S-a încheiat. Modificările propuse creează condițiile necesare pentru a permite recredibilizarea școlilor doctorale, dacă și acolo unde este cazul. Întărirea integrității academice și recăpătarea sau, după caz, consolidarea prestigiului universităților din România.